Ana Maria Prodan, Laurențiu Reghecanf, sarcinile sunt foarte bine împărțite, în timp ce antrenorul face avere în fotbalul arab, sexy impresara se ocupă cu cheltuiala. Cum a reușit Ana să spargă o sumă importantă de bani în doar câteva minute, aflăm chiar acum. Îmbrăcată într-o rochie vaporoasă cu imprimeuri tradiționale, Ana Maria Prodan a fost surprinsă de reporterii SpyNews.ro în timpul unei ședințe de shopping într-un centru comercial din partea de nord a capitalei. Marți, ai chef să ieși la mall, la cumpărături. Ai putea să faci lucrul ăsta? Da, pot să fac asta în fiecare zi. Sunt angajatul meu, îmi fac programul cum vreau. De unde puterea asta să mergi mai departe? Pentru că sunt numărul unu. Și când ești numărul unu, te uiți așa la cei de lângă tine, care sunt foarte mici și zborăuși, și eu dacă mă uit foarte mult în jos, amețesc, și atunci nu mă uit la ei. Eu întotdeauna țintesc foarte sus și mă uit foarte sus. Împreună cu Nuții, mâna dreaptă a sexy impresarei, și cu Bebeto, mezinul familiei, soția antrenorului a călcat pragul mai multor magazine de haine din mall. Ana Maria Prodan nu s-a uitat la bani atunci când a venit vorba despre fericirea fiului său, așa că i-a cumpărat o mulțime de articole vestimentare de la cele mai renumite branduri. Ai momente seara când te întâlnești cu soțul și vă sfătuiți reciproc? Normal, cum să nu? Eu mă sfătuiesc foarte mult cu mama și chiar cu fetele mele, foarte mult. Fiecare vede altfel, știi? Și este frumos când vin mai multe păreri, atunci eu mi le iau pe toate și o aleg pe aia bună. A fost nevoită să aștepte minute bune până a reușit să achite cumpărăturile, după care sexy impresara a ieșit glonț din magazinul cu pricina. Chiar dacă nu ți mai avea câteva lucruri de probat, Prodanca și micuțul Bebeto s-au îndreptat grăbiți spre cafeneaua din vecinătatea magazinului.